Salut! Bate palma! Salut, salut, salut! Salut, bună, bună, salut, bravo, bine! Bă, dar nu mai trebuie să mai fie încă doi? Că nu mi-a ieșit la numărătoare, să rămânate, pup, ce faceți? Bine v-am găsit! Nu mai aveam încă doi pe listă? Și s-au supărat, zice, mami, de ce n-ai programat cumva să venim și noi? Pentru că cei mari oameni buni sunt la școală, au examene, păi, da, corect? Asta e, cea mai importantă. Dar cel mai interesant, Teo spune, tate, poate e... Se contramandează pe mâine, îmi zic că nu, cu televiziunea, cu soare, e organizare, regizare. Ei vreau să vină la emisiune, nu? Mai ales Teo, da. Perfect, vreau să-i salutăm, te rog frumos de să-l salutăm pe Teo, poate se uită. Și pe? Manuela. Manuela, Manuela, numele lui Dumnezeu, corect? Da. Vezi că știu de data trecută, da. Care se uită probabil la noi de acasă și baftă la examenele. Spunem, tata, ia un loc aici, te rog frumos, lângă mine, mama, acolo, a, să fie, sau cum? Ok, perfect. Ei și-au luat locurile. S-au luat lucrurile. Vreau să spuneți, ce mai facem, mă, celebra familie, mă? Deci nu pot, îmi place mult de tot de voi. Mulțumim. Sunteți foarte pozitivi, foarte frumoși, iar voi v-ați așezat, cum să vă zic, în ordinea numerelor de pe tricou, în ordinea vârstei? Cam așa, nu? Da. A, vezi, aici vorbiți. Ce, ați fost în India, am văzut. Da. Ai, domnul Rus, chiar sub impresia Indiei, da. Am mers la București astăzi, aseară, și azi dimineață, când era lumină, ne-a uitat ce curat e București. Ce frumos e Bucureștiul. Și noi făceam comparație. Da, după India e frumoasă. Cât a stat în India? Vreo 10 zile. 10 zile? Da, dar ne-a fost dor de țară, ne-a fost dor de frumusețea asta și verdeața aceasta. Atât de Republica Moldova, cât și de România. Și de oamenii de aici. Și mai ales de dulcea limbă românească. Foarte frumos, oameni buni, sunt prieteni noștri, familia Cârnați, cum spuneam, din Republica Moldova. Părinții au fost în India, fără copii ați fost, nu? Nu. Ați fost cu toți copiii? Cu Mareu. Nu, numai cu el? El este binecuvântat, da. Fiindcă am impresia că până la un an el va vedea mai multe țări decât un om, cât a văzut o viață întreagă. De ce? Pentru că el, practic, depinde oarecum de mami și de tate, nu? Da, depinde mai mult de mami, nu de tate. Perfect. Da. Adică încă îl alăptezi? Da, 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 da. Are aproape 9 luni. Și vrem până la un alt. Adică de obicei așa, îl optăm până la un alt. Nu, dar cel mai interesant că el, de când era în burtică, a ținut o cuvântare de pe renumita scenă de la Cannes, unde toți faimoșii artiști țin discursuri. Și acolo Mareu, împreună cu mame, a ținut un discurs extraordinar. După aceea din Marea Britanie, după aceea în Italia. Adică a fost peste tot prezent, cu voi. Uitați-vă în India. Da, Mareu, perfect. Spune. Salut, tuturor. Salut, Mareu. Cât are Mareu acum? 8 luni. 8 luni? Aproape. Aproape 9 luni. Foarte frumos. Dar vreau să vă întreb ceva, copii. Acum vreau să vorbesc cu voi și să fiți sinceri cu mine. Băi, a fost bine că au fost părinții plecați de acasă în India. Cât a stat? 10 zile? 10 zile. 10 zile. Zi sincer. Pentru mine nu cred. De ce tu? Nu prea cred, deoarece ei erau părinții noștri, ei ne-au ajutat cu tot ce aveam. Și cu mâncarea, cu banii și... Deci acum cine a avut grijă de voi? Cu bunii noștri. Dar bunicii? Cu bunii noștri e mai greu puțin. Să ții mai aproape. Pentru că noi suntem mulți în familia noastră și cu părinții noștri e mai ușor. Și mai ducem o viață mai ușoară. Deci, practic, uite, vezi, le-ați lipsit copiilor, bravo. Numai că a făcut un legământ cu toții. Când ați plecat? N-a fost în Marea Britanie cu toți. Da. În Anglia. Eu parcă eram cel care cu, din legenda aceea, cu 18 perechi de oi. Stinga, dreapta, dreapta, stinga, nu îi pierd cineva din Marea Britanie. Și acum le-am făcut o legământ că orice deplasare pe viitor, numai și numai în adică componența de trenă. În India a fost ultima și da. A zis, nu o să mai plecați fără copii niciodată. Da. Mai spui o dată cum te cheamă și câți ani ai, ca să nu greșesc? Mă cheamă Mateu Cârnaț și am 13 ani. 13 ani, ești în clasa? A opta. Foarte bine. Tu astăzi n-ai examene, de asta ai venit la emisiune. Frații tăi au, nu? Da. Bun, mergem mai departe aici. Este Tea Cârnaț și am 12 ani. Tea, mulți înainte, ești foarte frumoasă, la fel ca și frații și sorurile tale. Nici tu nu te-ai bucurat că au fost părinții plecați? Păi de ce? Putea să vă jucați mai mult, să vă faceți de cap, știi? Personal mi-a fost dor de ei și... n-ai ce face. Bun, mergem mai departe de la 13-12 ani, ajungem la... Tadeu Cârnaț, am 9 ani. 9 ani, mulți înainte. Mulțumesc. Dar nu înțeleg de ce a fost pauza asta aici. Adică 13, 12 și direct 9. Da, degrabă are 10. A fost o pauză. A fost o pauză. Cred că Marina zice că a fost o pauză. Am avut o sarcină stagnată.
A, adică trebuia să mai fie un copil? Mm-hmm. Nu cred. Și trebuia să nască de ziua soțului. Nu știam chestia asta. Da, da, da. La, deci patru, la mai... 4 săptămâni a stagnat sarcina și eu am aflat abia la 3 luni. Adică eu credeam că tot e bine. Nu cred. Deci tu practic erai însărcinată, s-a întrerupt sarcina din evoluție și tu ai aflat la 3 luni că nu mai merge. Da, da, da. E, în toată povestea și în toată experiența asta voastră până acum a fost singura dată? Singura dată și vreau să încurajez femeile care trec prin asta sau au trecut. Cu uite, se întâmplă, adică la oricine. Și nu e legat ceva, uite, neapărat de sănătate, știi? Pentru că eu am luat-o la... Altcineva s-ar fi nabătut și n-ar mai fi încercat să facă. Exact. Deci a fost o durere și este în continuare. Dar eu am luat-o la nivel spiritual. Deci pentru mine a fost un mesaj de la Dumnezeu, personal pentru mine. Cum ai înțeles mesajul ăsta? Adică? Pentru că eu am căutat răspunsuri și Dumnezeu mi-a răspuns. Deci eu știu exact pentru ce a fost momentul, încercarea asta pentru mine. Și cred că femeile care trec prin astfel de greutăți să ceară, deci cu divinitatea. Asta e unica putere prin care poți trece. De acolo îți vine puterea și poți trece și de acolo îți vine și răspunsurile și nu de la psihologi sau nu știu ce. Deci e legătura ta personală cu Dumnezeu. Dumnezeu îți explică atunci când tu ceri, deci El îți explică de ce. Ai să știi exact de ce. Las-o să se joace aici la noi în platou. Okay. Și practic, dar știi ce vreau, uite, să te întreb, că e momentul acum. Povestești că știi că Dumnezeu de ce a făcut lucrul ăsta și sunteți foarte credincioși, dar în același timp citiseam că pentru voi nu este sărbătoarea Paștelui și sărbătoarea Crăciunului o perioadă pe care să o sărbătoriți. Adică voi nu sărbătoriți nici Paștele, nici Crăciunul? Când eram în tinerețe, da, sărbătoream toate, pentru că sunt creștin ortodox, dar după ce m-am căsătorit cu soția Marina, ea mi-a deschis ochii și mi-a spus că astfel de tradiție este mai mult sau face parte din Sfânta Tradiție, dar nu le găsim în original, adică în Vechiul Testament sau Noul Testament. Nici despre Paște, nici despre Crăciun. Deci am ajuns la concluzia că fiecare zi la noi să fie ca și Crăciun și Paște și să sărbătorim, pentru fapt suntem în viață. Asta nu e în Vechiul Testament, nu e cu Paștele și cu Crăciunul? Adică tu zici că nu e sărbătoare. Nu e sărbătoare, da. De ce aceasta a fost... Are altă semnificație. Altă semnificație, de asta zic. Și noi facem tot posibil ca copiii noștri să se cunoască despre tot, despre evenimente acestea religioase, dar depinde de acum de părinte ce accent sau ce conotație, ce valoare pun aceste sărbători. Să mergem mai departe, deci ultima dată am stat de vorbă cu... Mateo? Tadeo. Stai că am notat aici ce înseamnă Tadeo. Tadeo înseamnă... Tadeo, stai un pic că am notat. Tadeo, al treilea fiu, înseamnă slavă lui Dumnezeu, corect? Toate, vezi, m-am pregătit, ai scris slavă lui Dumnezeu. Iar apoi mergem la Malvina, care înseamnă gingășie, corect, Malvina? Asta înseamnă gingășie. Tu câți ani ai? 7 ani. 7 ani, mulți înainte. Și aici a fost o pauză, nu? Nu. Aici nu, aici a mers... Okay. Deci, practic, la tine cum a fost, Marina? Rămâneai însărcinată, aduceai copilul pe lume și cât trecea până rămâneai din nou însărcinată? Deci, noi alăptăm un an. Deci, așa, eu, pentru mine, e confortabil un an. Și după aceea suntem, așa... Din nou pregătiți să deveniți pregătiți să deveniți părinți. Din nou pregătiți, da. Dar nu neapărat după al 7-lea, deci noi nu am planificat. Deci mi-a apărut așa neplanificată. Soțul spune și susține că el a planificat. Dar pe Mario eu de fapt am vrut gemeni să planific. Și? Aici nu înțeleg de ce n-ai reușit. Zic că am vrut ceva deosebit, știi? Cel mai interesant, Marina, și că a plecat la un doctor specializat anume pe gemeni, o zi la zi, săptămână la săptămână, și eu îmi spun că va da Dumnezeu sarcina numai atunci când El va dore și n-a reușit. După aceea spunem că acum voința Domnului, prin planificarea mea, va fi o sarcină. Așa a fost. Fugit copii? E ok, a fugit și mama după copii? Băi, nene, deci adevărul că trebuie să fii cu ochii în 4. Da, nu 4, 18. 18 ochi. Bun, deci de la Malvina mergem mai departe la Tamia, care înseamnă cea victorioasă, corect? Bună, Tamia, câți ani ai?
Mulți înainte. Tu te-ai bucurat că au fost părinții plecați? Da. Asta e, bă, în sfârșit. Oi, ai, cineva. Ai auzit ce a zis, ce a zis Tania? Că ea s-a bucurat că ați fost plecați în India. A zis că s-a bucurat pentru voi că ați avut momentele voastre de liniște. Așa. Tania, da. A fost fain când au fost plecați părinții? Da. Este că a fost party în casă? Da. Dar ce ai spus tu mai devreme? Ai spus că așa ți-a fost dor de mame, da? Zici, ce ai făcut cât n-au fost părinții? Te-ai jucat mai mult? Te-ai culcat mai târziu? Doar de joacă multă, nu? Malvina, la tine a fost bine că au lipsit părinții? Chiar. Nu chiar, deci de la Tamia. Hopa, hopa, haide tate, sport! Repede, să prindem copilul. Deci noi în fiecare seară făceam întâlnire pe Viber. Pe Skype. Pe Viber. Și tot îi vedeam în vizor cine și ce face, bunica, bunelul, deci... Da, a fost este... sub supravegherea noastră. Oh, hai spune, cum te cheamă pe tine? Mia. Câți ani ai, Mia? Hai spune, cum te cheamă? Mia. Și câți ani ai, dragă? Da. Doi, mulți înainte. Foarte frumos. Tu ai fost bucuroasă că a fost tati și mami plecați? Da. Bravo. Ia uite, Mia sincer. Și Tamia, sincer, că da, sincer, dai seama. Nu mai alerga nimeni așa după ea imediat toată ziua. Iar acolo, în brațe la tine, Marina, cum spuneam, l-ai pe... Mareo. Nu a plecat, da? Mareo. Mareo ce înseamnă? Deci este din japoneză și înseamnă unic, rar. Dar e combinat de trei mari la șoteo. Da. Mareo. Da. 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 De la Mareo hat mar și de la Teo eu. Și un nume de fapt perfect. Toți băieții sunt Teo, da, Mateo. Da. Vă mai gândiți să continuați? Acum, sincer, că dacă la voi totul e cu planificări și cu o strategie, adică cu gândire despre treaba asta... Dacă pornim de la ideea că soția când era domnișoară, poate spera un singur copil... Deci Marina vrea un copil și iată că are nouă. Și are nouă. De aici, la întrebarea dată, necunoscute sunt căile domnului. Da, îți mai dorești? Da, e foarte mult îmi doresc, sincer. Și dacă Dumnezeu ne va da o fată sau un băiat, noi să o iubim pe toți la fel. Pentru că tare. Noi ne uităm, de exemplu, la Mareo, da? Zic, dacă ne opream, deci, e chiar pentru noi interesant, de o binecuvântare. Și dacă Dumnezeu ne dă și noi o primim cu recunoștință și zic, cum era familia noastră fără Mareo sau fără Mia? Da, adică deci, simți că era ceva deci, incomplet. Da, și ți-e interesant ce mai, cu ce te mai binecuvântează Dumnezeu, dar cu ce personalitate. Dar cel mai și telefoane de la telespectatori să vorbim și cu telespectatorii noștri. Dar cel mai interesant că Mareo... După constituția corpului și a feței, parcă e copia mea unul la unul. Adică e. Da, dar Mia, parcă unul la unul cu soția. Restul au toți comun cu noi. Dar cei care de la urmă... Da, așa erau de fiecare dată și pentru ei când erau mici. Cred că așa era. Nu? Da. După ce cresc... Vreau să te întreb ceva. Tu iei ceva vitamine? Da. Nu că te întreb, sincer. Da, că ți-ai ridicat, pac, repede în picioare, pac asta. Adică eu cu doi nu mai fac față câteodată, dar tu cu nouă. Apropo, chiar aici mulțumesc la soția, pentru că am descoperit niște produse bazate pe aloe, pe aloe vera, și chiar de toate acestor produse am o energie deosebită, fiindcă acum te uiți la mine, eu n-am mâncat a patra zi aproape nimic crogumat, da? Dar am consumat produsele adică bazate... Bazate adică, pe energie, adică bazate adică pe... Adică ajuns să soția să-ți dea și ție mâncare diversificată. Nu, mai mult aloe vera, proteine... Are ea grijă, adică, știa. Adică legat de ceva natural, de la albine, polen, extraordinar. Să se ții doar microfonul că stai foarte, foarte frumos. Japonezii, spune cu cine ne-am întâlnit. În Japonia ne-am întâlnit cu o delegație japoneză, unde consumă produsele bazate pe aloe vera aproape o viață întreagă. Și mă uitam la ei, parcă erau de 30-40 de ani, dar trecuse de 70, de acum 80. Și am spus, acest mod sănătos de viață aș fi dorit să-l mulțumesc pe orice român, la care țin foarte mult, ca națiunea românească să dea noi mai mult ca japoneze. Bravo, bună strategia asta. De ce te recomand? Alo? Îți dau și rețeta. Rețeta. Parcă văd că vin la toamnă și Greta cu nouă copii, că te aduc aici, să vezi. Alo? Doamna. Bună ziua, doamnă, de unde sunteți? De unde? Din Domnești Ilfov. Sărumâna, cum vă cheamă? Pleșa Dana. Câți copii aveți? Doi copii. Doamnă, îmi pare rău, ați pierdut aici, sunt deja 7 și mai sunt doi acasă. Știu. Ce părere aveți de familia Cârnați, sincer?
ce să mai... E o familie minunată. Mulțumim. O familie care, o femeie care a avut curaj foarte mult. Eu am făcut ferița la 45 de ani, dar am avut o premoniție cu ea. Wow. Adică mi s-a arătat un înger în vis, că eu nu știam că sunt gravidă. Da, n-am vrut să o fac, dar mi-a fost pur și simplu frică de Dumnezeu. Și e bine. Făcut-o. Da, e foarte sănătoasă, e și perfectă, are 7 ani. Să vă trăiască, E foarte frumoasă. Dacă ar fi să întrebați ceva familia Cârnați, ce ați întreba? Dar ceva așa, înțelegeți ce zic, că ai tot felul de curiozități cu 9 copii în casă. Da, aș întreba cum se descurcă cu 9 copii, că mie mi-e greu cu unul. Aceasta este o întrebare. Ați zis că aveți 2? Da, băiatul e mare, 26 de ani. A, gata, e la casa lui. Da, de la casa lui, da, și fetița are 7 ani. Să rămână, vă mulțumim mult că ne-ați sunat. Și eu vă mulțumesc mult. Doamnă, sunteți cu noi în fiecare zi, da? Da, da. Păi vedeți că mă uit în fiecare zi, fac prezența telespectatorilor. Acum, și... acum mă uit la dumneavoastră. Păi nu acum, în fiecare zi. Da, mă uit în fiecare zi. Așa, să lăsați telecomanda blocată acolo, da? Transmiteți lui Andra multă sănătate din partea mea. Mulțumim da, mult. Și spuneți că e o femeie minunată. Sărmâna, mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Uite, dacă erați din Oradea, veneați în Oradea poimine sâmbătă, că e tradițional doi în Oradea, în piața centrală din Oradea. Da. Mulțumim mult, da. Română! Mulțumesc și eu la fel. Numai bine. Deci cum vă descurcați, dragă familie? O întrebare... Adică voi niciodată nu sunteți obosiți să zici, bă, nu mai putem, mă, gata. Iată, chiar nu... Sincer, niciodată n-ați avut un moment de ala în care să ziceți, băi, nene, cred că am exagerat. Exagerat. Deci sunt anumite lucruri pe care, atât de exemplu, revenind din India, deci am avut mai multe activități pe care le-am neglijat. Și nu le puteam da de capăt. Să ții microfonul, că nu știu dacă te auzi foarte bine. Nu le puteam da de capăt. Și nu mai e așa, lumea m-a întrebat, măi, tot în regulă, de ce nu ești pe story, de ce nu te vedem pe Instagram? Da. Și eu zic, mă, stai un pic, că vorbeam cu fetele, cu partenerile mele. Și zic, stai un pic să mă relaxez un pic, chiar nu știu de unde, adică cum să mă apuc. Nevoie un pic și de relaxare asta. Da, asta da. Deci sunt anumite, știi, când se adună, pentru că noi acolo chiar am primit o deosebită încărcare, foarte multe evenimente, compania ne-a răsfățat, ne-a făcut, ne-a distrat, ne-a învățat și chiar n-am putut să fiu online mereu. Și am adunat mult informație și pe urmă, iată, treptat, deci mă organizez și îmi revin. Dar de obicei, cum? Eu mă umplu în fiecare dimineață, deci eu mă umplu, da? Deci pentru mine, cineva care din mame, dacă întreabă ce să facă, cum să facă, cu doi, cu unul, nu se descurcă. Deci puneți timp deoparte, în primul rând, sau dimineața, sau când toată lumea doarme, da? Sau noaptea, târziu. Și iată, atunci ai grijă de tine, deci să fii conectat. Ai grijă de tine, dar cu nouă, sigur, conectat... se trezește unul noaptea. Nu. Deci să fii conectat anume fizic, spiritual și mental. Echilibrul ăsta, dacă tu tinzi să mergi pe echilibrul ăsta, atunci reușești. Da, ați avut la un moment în care să răcească toți odată? Nu. Sau să aibă toți o suferință, să-i doară, toată nu știu, lumea stomacul dar pe nu toți, în cap, da, cu febră. La tine prea pozitiv, dar la tine tot e cel mai, cum așa. Deci fiecare este alimentat corect, noi avem o disciplină și în asta, echilibrat. La fel avem grijă ca fiecare să aibă imunitatea lui și respectiv dacă cineva răcește, sau, nu știu, am mai avut un caz când a avut un virus, știi? Deci, un virus se ia de la unul la altul imediat. Exact, da, dar imunitatea tot foarte mult contează. Cât de puternic organismul cel ăla, da, ca să lupte cu. Deci nu toată lumea, deci nu e ca pe rețea, știi? Mai întreba cineva pe mesajele telespectatorilor. Dacă voi mai aveți timp de momentele voastre, înțelegeți? Acum noi dormim separat, deci un timp ce eu mă alăptez pe Mareo. Pentru multe urmăritoare ale mele tot știu momentul ăsta. Deci când alăptez, în timpul ăsta noi dormim separat. Adică rest, pentru că de ce? Pentru că el doarme cu noi, cu mine, adică în pătuț. Și Teo, ca să fie a doua zi liniștit, că are și el o vârstă. Deci, opa!
Deci, pentru asta, noi am considerat că asta e mai pentru echilibrul nostru, e foarte important ca el să doarmă, să aibă un somn liniștit, dar nu deci... e neapărat să stea lângă mine, să doarmă și să se chinuie toată noaptea. Dar cel mai deci interesant, Marinășca, avem da, timp de... Cel mai interesant după este, după nouă. Stai așa aici, ca să te vadă și telespectatorii, și luăm o mămică cu 6 copii care ne-a sunat acum, se uită la emisiune, și nu e încaserea. Imediat, imediat să vorbim. Salut, Teanca. Alo! Alo, bună ziua, domnul Măruță! Să rămână, de unde ne sunați? Domnul Măruță, sunt ajutat din județul Alba, mă numesc Toma Corina Mirabela și mult respect familiei. 6 copii? Aveți? 6 copilași, și am primul copilaș, l-am avut la 13 ani. Și cel mai mic, cel mai mare este de 21 de ani, cel mai mic este de 4 anișori. Bravo! 6 copii, foarte, e ușor? Sincer, nu e așa ușor. E și dificultate, e și bucurie, e și de toate. Perfect. Eu vă mulțumesc că ne-ați sunat. Vreau să-i întrebați ceva anume? Sincer, nu. Doar Dumnezeu să-i țină sănătos și pe ei și pe copilașii lor și pe dumitale și pe cei doi copii ai dumitale. Mulțumesc mult de tot, Sărumâna! O zi bună, la revedere! Nu mai bine, vezi mă, cum se sună familiile. Domnule, 6 copii, vreau să sunt familia Cârnață, le zic și lor baftă. Mai avem o familie care are 8 copii, ia uite aici, băi, nene, ce se întâmplă la emisiune, Ciucă. Am avut, am început cu 2 copii, 6 și 8 copii vine din urmă, va ajunge. Alo? Alo? Poate faceți gemeni. Bună ziua, cum vă cheamă? Mă numesc Brașabela Liliana, sunt din Brașov. Și câți copii aveți? 8. Bravo! Este! Bravo! Ce dar regordul n-a fost dobor, că e la noi aici 9 deocamdată. Ce aveți, fete, băieți? Am 6 fete și 2 băieți. Wow! Felicitări, sănătate, bun! Multă sănătate! Cea micuță a venit cu domnul Daun, dar e bine, slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu! Câți ani are cea mică? 9 ani. 9 ani cea mică și cea mare? 30. Wow. Bravo. Deci noi păi ce sunteți și bunică? Am și 2 nepoți deja. Ce bă, nene. Și bunică, și mămică. Da. Bravo. Vreți să întrebați ceva familia Cârnați? Slavă Domnului, că ne trebuie copii și suntem pocăiți. Am înțeles. Și ne primim cu dragi copii. Sărumâna. Noi vă mulțumim mult de tot că ați sunat și dacă vreați să întrebați ceva familia Cârnați, să ziceți. Să-i drept să țină tot așa și Domnul să le binecuvinteze familia. Mulțumim. Să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Da, Doamne, binecuvântează toate familiile românești din România. Da. De mulțumim mult de tot, vă pupăm! Pa, Brașov, mulțumim mult de tot, Sărumâna. Deci noi suntem, vedeți ce mesaj puternic, chiar și cei care sunt dincolo de televizor. Deci sunt pentru familie, pentru familie numeroase, pentru copii, pentru că asta e o binecuvântare. Și da, cu cât copiii cresc mai mari, se spune că, cum spuneai tu de la început, că probleme din greștele mai mari, dar uite că la noi nu e așa. Deci da. Eu tot simt cu an ce trece, tot e mai simplu și mai organizat, pentru că ei văd, ăștia mai mari, văd cum noi ne comportăm și ne preiau exemplu. Ăștia mai mici se uită la ăștia mai mari și iarăși e mult mai simplu, eu văd lucrurile. Dacă vedeți, Mia s-a dus și a început să bată la televizor pe frații ei. Deci... cu Pinocchio ăla dădea în televizor în fiecare minute. Fii atent aici, să vezi ce bătaie vă luați. Ia, pe cine, Mia? Mia, hai să privești peste ani, să vezi cum era. Și acum e ea la televizor. Da, păi, da. Bun, oameni buni. Dar vorbeam când am întors. Fii atent, vreau să iau publicitate. Nu. Vine Nicu Paleru să cânte. Mai vrei să zici ceva? Povestim imediat și le spunem oamenilor că tu ești domnul avocat. Și, practic, oameni buni, vă spunem cât vă le vine factura la curent, cât le vine factura la gaze. Vă spunem imediat cât dau ei pe mâncare în fiecare lună. Și, în același timp, cât plătesc hainele, imediat facem calculul. După o scurtă pauză de publicitate, ne spune, ne întoarcem.